Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Țin cont de observațiile noastre, mesajele noastre. Cora Muntean mi-a trimis un e-mail cu un mesaj al unei telespectatoare și cititoare care spune că zic și eu pe roadă ca și Claus Iohannis, deși îl critic. Nu zic, nu. Cred că aseară la Cristache, eu îi fi zis, da, nu cred că am. Nu folosesc perioadă, perioadă, nu le am, nu știu, poate că alte greșeli, poate că alte ticuri le am. Am înțeles că Mihai Ghidea a făcut așa și un fel de parodie, adăugând, mă rog, pe lângă faptul că eu sunt sesuit, asta știu, nu mai pot corecta, sunt câteva ticuri și ale mele, v-am zis încă o dată și 1.000 de ori, pițifel, nici mai rog, multe. Bun. O să fiu atent. Perioadă, nu perioadă. N-am auzit, da, mă rog, da, țin cont. Mai e o observație deja legendară a lui Marius Tucă, e la telefon mereu, că mă sună pe la 11-12 noaptea, a spus la pastila că eu vreau să mă culc, trebuie să o postez mai devreme, trebuie să vin pe la 9 de la serviciu, Biblioteca Academiei Saint termina pe la 8, pe vremuri, 8 fără ceva, ajungeam acasă. Cred că acum ar trebui să ajung totuși de la birou pe la 9, să o postez. Și mai este o observație că trebuie sunt un pic dezlânat și că din cauza asta mă lungesc. Mi-am făcut aici un sumar, nu mai mișc, am mișcat-o mai înainte și am stricat, nu mai merge camera video. Am făcut aici un plan de muncă. Hai să vedem despre ce vom discuta. 1. Procesul UDRA. Plan, adică, ăla, sumar. Din sumar. Despre condamnarea Elenei Udrea, cazul campanie electorală, foarte interesant. M-am pronunțat și pe la două la Alef News, dar la Alef News este ca și e pe ideea repede, na. Urcă-te repede în tren, urte că pleacă trenul. După asta despre s-a aprobat bugetul și Florin Câțu a ținut un nou discurs istoric. N-am înțeles nimic. Eu totuși, eu cred că omul tot nu pot să înțeleg. Adică el, de exemplu, eu mă așteptam acum, o să vedeți la sfârșitul. S-a încheiat bugetul, se spune, e un buget care. Nu, are ceva cu PSD-ul. Este atât de penibil, e atât de penibil, e atât de mărunt, e atât de mâț. Claus, nu le luați-l, zău, luați-l de ceafă ca pisica și duceți-l. Dar nici la Ministerul de Finanțe să nu-l mai vedem. Dar, mă rog, poate că nu e nevoie, că, cum aș mai face eu o rubrică de ale lui Câțu Mâțu dacă n-ar fi el. 3. Despre amica noastră Elisabeta Lascone, iar a mai făcut ceva, să vedeți, testul de râs. Ea este racul cu duhul din punct de vedere politic și ea e sinceră. O să vedeți că ea i-a dat în gât pe aceea de la USR Plus, că i-au dat ei bani din fondul de rezervă, exact ce acuza PSD-ul. Pe scurt, despre cum, clasarea dosarului 10 august și cum s-a supărat Dacian Cioloș și a cerut comisiei de anchetă. Credeți că Dacian Cioloș, zis și Julien, era treaz? Păi, evenimentele au avut loc când mai? În 2018, nu-i așa? Păi și 10 august. Și cum se face comisiei de anchetă? Comisiei de anchetă ce? Să ancheteze ce? Că a fost și parchetul și ăla și ăla și o să vedeți și de ce. Nu, de ce i-au achitat pe jandarmi. A suferit, el n-a fost. Nici el va să care cânta colinde, cum să zic, făcute de ea. Era un fel de tocană făcută de o bucătăreasă proastă. La așa erau și colindele. Dar mă rog. Despre TVR și cum i s-a pus gândreul lui Cristache, și o chestie scurtă despre ce mi-a dat azi Nicolae în Noica, că am fost pe la bibliotecă, unde mi-am luat și am permisul de acces. Vedeți, uitați-vă, Cristo Ion și trebuie să-l avem 100 de lei.
Mi l-am vizat, da? Uitați aici, vedeți, uite aici, vizat pe anul ăsta, 08.01.2010 l-am pe ăsta. Deci numai ăsta l-am de 10 ani. 10 ani, Doamne, 2010. Era pe vremea lui Băsescu. Da, oricum, deci am permis acum. E cam complicat să intre, mă trebuie să zic întâi la jandar care trebuie să te verifice dacă nu ai temperatură, trebuie să te cu o seară înainte să suni, să vezi, sau cu o zi înainte, domnule, mai sunt locuri, mă rog. Eu am fost la bibliotecă pentru că v-am zis în cadrul acelei rubrici Istoria presii trăite de mine, care fac eu și o parte din prefața la carte, care nu mai termin, am zis să prezint momentele astea de la începutul presei românești. Am zis, o să vedeți, am vorbit de debutul meu de 67, o să vorbesc despre Teatru pe Baricade. Este, de fapt, prima revistă post-decembristă făcută de mine, puțină lume știe, nici eu nu mi-a trecut semn. CV, apoi despre Observator, am scris și acum am uitat să văd despre Express, unde am fost și redactor șef, interesant, bun. Bună revistă, bună publicație, și despre magazin, care era magazinul României Libere, îl condusea Aleș Ștefănescu după decembrie 89 și am colaborat acolo cu niște pas cu stilou prin București, destul de bune. Bun, dar asta o să vorbesc. Bun. Și pentru ca să nu pierd, mi-am făcut aici, am un ceas. Ia uziți, așa. 22, 25, 25.5 degree Celsius. Asta este un, are două lucruri. 3. Apeși pe el așa, aici acum. 22, 25, 25.5 degree Celsius. Păi zi-mă, 22-25. Și deși temperatura, o dădeam Fahrenheit, dar l-am pus pe tot și până la urmă pe Celsius. Și o să vedeți, l-am programat să termine, să pun alarma la și 45, sper că merge, adică să mă trezească, o să vedeți că face frumos. Și mai are o chestie, deci din oră în oră spune în engleză timpul și vremea. Și are și o programare de alarmă impusă, sper că în care o să vedeți acum cum o să mă semnalizeze un cocoș urmat de o domnișoară care va vorbi în engleză, spune fii atent că s-a făcut și 45. Bun. Să venim. Deci, scurt. 1. Procesul UDRE. Toată lumea a remarcat, nu numai eu, că, de fapt, despre ce vorba în această anchetă. În 2009, potrivit tradiției post-decembriste, deci când se constă tradiția post-decembriste, la parlamentare, la prezidențiale, partidele n-au bani. Adică n-au bani să plătească televiziuni și la locale. Mai țineți minte când i-a chemat Tilișcă, Ludovic Orban, de la UTI și i-a zis, sigur că l-a dus cu harnașa mea pe el, domnule, vreau niște bani să plătim la televiziuni. Deci, în campania electorală sunt foarte mulți bani pe lângă. Adică, zice, dacă vreți, zic, mai ales ăștia din presă, dacă vreți să vă dau cu tare, nu dați, nu știu, 1.000 de euro, dați 10.000 și nu ai, mă rog, și atunci se strâng niște bani de la oamenii de afaceri în numele candidatului, iar dacă e președinte, cum era Traian Băsescu, se spune lui, om de afaceri, bă, când e reale șeful, avem și noi grijă. Și banii aceștia care îi strângea era o echipă condusă de Elena Udrea, din care făcea parte și Ioana Băsescu și se duceau la oameni de afaceri, spunea, bă, ne dați niște bani, deci nu ne dați niște bani mie să că eu sunt frumoasă, ne dați niște bani pentru președinte, pentru candidatul care era în 2009, Traian Băsescu, și după asta cu banii aia tot te-ai împărțit aici, colo. Bun, de acord. Ați văzut că a luat în primă instanță Elena Udrea, nu știu, 8 ani sau 6 ani, habar, oricum mare, cealaltă 5 ani,
Dar n-am dornic că a fost achitat, el era pentru mărturie mincinoasă, probabil că l-au acuzat că n-a vrut el să spună ceva. Adevărul că da, n-avea de unde să știe ce făcea Elena Udrea cu bani. Este limpede, dar este mai mult decât limpede, o spun fără nici cu simpatie, nici cu antipatie, că Elena Udrea acționa în numele candidatului. În asemenea cazuri, peste tot în lume, este întrebarea, candidatul știa? Adică Traian Băsescu știa ce făcea Elena Udrea? Și atunci un anchetator serios, un anchetator vrea să ajungă la, cum să zic, la președinte. Sau la unul mare, că așa am înțeles eu de la tanti, cum îi zicea, eu și că așa se gândesc ei, peștele cel mare. Nu întotdeauna, deci vă spun de start, nu e obligatoriu ca candidatul să știe. De fapt, din punct de vedere legal, echipa de campanie n-are nicio legătură. Ca să arăți că el, candidatul, a promis sau a făcut, sau numele lui s-au făcut, trebuie să duci dovezi. Că sunt și situații în care candidatul nu știe, este în cazul Leosa, care a candidat marele scriitor în Peru și el a scris, a pierdut în fața japonezului, la care la rândul lui, după asta, cine a mai fost președinte, a fost condamnat pentru corupție și Leosa povestește în Peștele în apă, și-a scris un fel de memorii, că era așa, mai avea și o săptămână și de-a bine, în sondaje, și deodată a venit unul și a zis, știți, eu am finanțat campania și când câștigați am nevoie de nu știu ce contract. Și a zis, stai puțin că eu nu știu. Da, zice. Și atunci el și-a dat seama cum ar fi trebuit să-și dea seama candidat, că în numele lui se fac multe afaceri. Bun, deci în cazul de față nu este obligatoriu. Anchetatorul este obligat însă să ia în atenție această chestiune, că de fapt Elena Udrea nu făcuse pentru ea, foloase pentru ea, nici să-și ia fardul și nici geantă, ci pentru candidatul, care era Traian Băsescu. Și atunci normal era ca anchetatorul și să ajungă și în proces să-l cheme pe Traian Băsescu și la sfârșitul anchetei sau să-l înhațe, dacă erau probe sau dacă nu erau probe, spune nu, domnul Traian Băsescu nu are nicio legătură cu asta. Și în procesul se și spune. De ce nu a făcut așa anchetatorul? Toată lumea din România babuinică spune, domnule, da, pentru că Traian Băsescu este protejat și... Nu! După părerea mea, a fost o mânărie, ca și în cazul cu CNSAS, dacă ați observat, când așa fel de compromitere a lui Traian Băsescu. Vă spun și de ce. Deci, dacă era o anchetă corectă penală, Traian Băsescu era și el implicat. Și la sfârșitul anchetei erau două posibilități. Sau declara am anchetat și nu are nicio treabă, sau am anchetat și iată probele și îl luăm și pe el, da? Nu pentru că el era președinte, pentru că e fost președinte, paranteză, uite că mai fac încă o paranteză, unul dintre cele două articole extraordinare de geniale scrie Marcela Ferraru de la Paris, colaboratoarea noastră pe Cristoiu Blogro și cea cu care ne lucrăm printre cel mai bine și la evenimentul zilei și la cotidianul, despre cazul Sarkozy. La cazul Sarkozy este o mânărie. Sarkozy era unul din candidații, contracandidații de dreapta lui Macron. Ăștia vor neapărat, cred că anul ăsta, că nu mai știu, sunt alegeri, să-l realeagă pe Macron și l-au lucrat. Culmea că când a fost ales prima dată nenea asta Macron, l-au lucrat pe François Fillon. Deci este ideea să nu ajungă dreapta. De ce să nu ajungă dreapta? Dar remarc acest lucru încântat că o colaboratoare a Marcella Ferraru este una din jurnalistele europene care are curaj să spună. La noi nu au avut nimic. Cum să vorbim despre Sarkozy, despre Macron, la noi despre NATO. Ce frumos e NATO, ce frumoasă e Uniunea Europeană și, mă rog,
propagandiști. Nu? Deci aici Marcela Ferro a fost foarte bun, că s-a ajuns la prezent. Deci putea să-l implice pe Traian Băsescu. De ce nu a făcut ancheta? Din motivul de a pe de o parte de al așa pe, de al ține șac pe Traian Băsescu, dar nu cred, dar și pentru a-l face, pentru a-l lovi imaginea. Care imagine? Toată lumea spune așa, bă, clar, nu se putea ca Traian Băsescu să nu știe. Și spun ce spune, da? În consecință, el este un porc, zic femeile. Pentru că, iată, s-a sacrificat și fiică sa, și s-au sacrificat și fiică sa, da? Udrea pentru el. Dar, repet, dacă se făcea anchetă, nu mai era concluzia asta. Adică concluzia asta de un mizer moral rău, care e mai gravă decât dacă îl lua și îl ducea la pușcărie. Bă, asta e. Bă, m-a dus, am făcut. Deci ăsta a fost scopul. Nu să-l salveze pe Traian Băsescu, că n-au nevoie. Unul la pușcărie, a fost președinte, cu tare, iese de acolo, lumea nu crede. Ori așa, lumea, opinia publică este mult mai mult împotriva lui decât dacă lua. Pentru că zice, bă, nu se poate, bă, la o ocolită. Dar, repet, există și 50-60%, 70%, dacă el să nu fi știut. Sau să nu fie probe. Că dacă nu-l dă Elena Udrea în gât, în sensul că depune mărturie și aduce și probă, nu e nicio probă. Da? Bun. Dar imaginea publică împotriva lui este și mai gravă. Bă, ce tip bărbat! Sacrifică și fiica și ăla. Repet, dacă îl ancheta, în ambele cazuri nu era nicio problemă. Îl achita sau îl lua, îi dădea cu suspendare sau nu știu cine sau ăsta și atât făcea un an, de Traian Băsescu ieșea de acolo și nu știu, mai era ales o altă președinte modificând Constituția. Bun. Alt subiect este Florin Câțu. Deci s-a terminat povestea cu bugetul și Florin Câțu a zis ceva în final. Să vedem. Deci rubrica Dale lui Câțu Mâțu. Domnul președinte, nu mai e nimic de spus. A spus totul domnul Dâncu când și-a. A spus că PSD-ul rămâne cu ordonanța 13 și incompetenții care sunt astăzi în Parlament. Sunteți toți aici lângă domnul Dâncu. Numai bine. Dumneavoastră, vi se pare normal că este președinte, este premierul României. Deci, bă, s-a terminat bugetul, da? Un tip, premierul României, al coaliției de centru-dreapta, vine și spune, domnule, vă mulțumesc, tu și care ați votat cu tare, să știți că acest buget va duce România pe culmile, unde le duce România? Cum zic? Eu, tică, împotriva PSD-ului, este de, eu vă spun, nu am pomenit. În istoria post-decembristă, am capul plin de premier, un premier mai penibil decât ăsta n-am pomenit. Adică n-are simțul ridicol, îi vorbește în clișee și mai ales are o foarte mare problemă. Are nevoie de subtitrare. Eu nu înțeleg cum îi spune iubită, cum îi spune iubitei ălea, dezbracă-te. Că eu cred că trebuie să-l subtitrăm. Adică vine și spune, draga mea, așa, la, 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 și zice, dezbracă-te. Și zice, bă, dar ce ai vrut să zici? Și atunci el ar trebui aici pe burtă, nu numai la Parlament, nu numai când zice, să aibă o chestie la un ecran și subtitrare foarte frumoasă. Băi, uite-mă ce a zis. Bună ziua, domnilor. Bă, a zis bună ziua. Bună ziua, domn. Bun, cât sunt. Bun. Un al treilea subiect este, prietena noastră Elena Lasconi. Așadar, domnul Marcel Ciolacu a acuzat guvernul, pe cât sunt, că din fondul guvernului, fondul de rezervă al premierului, dă niște bani pentru primării, da? Bun. Pe planet, în România, este o tipă, Elena Lasconi. N-am nimic cu ea. Adică, simțul meu de umorist, de ironic, spune că tipa e penibilă. Pentru că, repet, este o vedetă de 2 lei,
mă rog, cum erau multe de ele de la ProTV, care făcea un fel de emisiuni, nu știu, tăiem porcul, cum îl preparăm, cum să ne spălăm, depilăm în așa fel încât să fim frumoși. Mă rog, emisiuni, nu. Nu. Era, în alt i-a luat interviul, nu știu, unii, nu zice ceva, lui Trump. Și a făcut luată foc căsuță, simțind că are o anumită vârstă și că apune. Și a luat o căsuță la câmpul lui Bușcel. Mă rog, nu e din câmpul. Așa, și s-a gândit să candideze la USR Plus. Bun, foarte frumos. Păi de când este a primar, m-am plictisit de Clocotildă. Este din coace și ea este din colo telenovela. Deci Clocotilda este film de western, de Războiul Stelelor, și ea este de telenovelă turcească. Doamne, întotdeauna mai țineți minte pe ăștia cu cheile. De ce mă enervează? Pentru că prezența ei în presă este disproporționată față de localitatea, care e Câmpul Mușcel, una din localitățile din România, deci măcar nu-i stat mistegeri, dar și faptul că e primar. Pum, și primar, de ce? De ce nu dăm despre Buzău, despre, nici, uite, nici măcar despre Boc nu dăm. Despre, chiar despre Friț, nici despre Nicușor Dan, despre ea de la Câmpul Mușcel. Probabil că are relații prin redacții, sună pe acolo și bă, bă, am și o rugăminte, cunoaște tot felul de cucoane prin redacție, bă, am și o rugăminte, dăm și mie. Și acum ea a scris pe Facebook, uitați aici, ia uite aici, de altă poză, ia uite aici. Și ea spune că a primit ea, ea e săracă cu duhul, din partea, din fondul de ăsta, zice așa, am obținut 12 milioane de lei din fondul de rezervă al guvernului, aflat la dispoziția primul ministru, cu ajutorul colegilor mei parlamentare USR Plus, pentru trei proiecte importante, Bulevardul Pardon, o parte din strada Drăciei și Câmpul Lung, capitala scrisului românesc. A scris la scone pe pagina de Facebook, așa, da, așa. Vă promite doar începutul, mulțumesc în mod special Dan Barna și Ionuț Moșteanu. Păi, oameni buni, vreau să vă de unul Dan Barna. Dan Barna are bani de la Coșnița Nevestei și de Adaro, asta nu i-a dat din bugetul țării, da? Păi, opoziția te acuză că dai bani cu prioritate, cu precădere la primăriile tale. Ia, săracă cu duhul cum e, s-a autodenunțat că putea să tacă. Acum avem confirmarea acuzațiilor din partea opoziției că ei își dau bani. De ce să dai din fondul de rezervă al premierului lui Lascone să-și facă ea Bulevardul Pardon Scârț? Dar de ce? Din fondul de rezervă al premierului dăm pentru, nu știu, a fost un accident, e nevoie de bani pentru ăsta, nu știu, lucruri care sunt acum, nu știu, o catastrofă. Cât de e fondul de rezervă? Dă-o lui Plascone. De ce? Că l-a rugat, a intervenit Dănuț, Dan Barna și Moșteanu, Moșneanu, cum zice ăsta. Păi, oameni buni, păi, dar chiar câțul ăsta este? Păi, asta este abuz în serviciu. Fondul de rezervă a premierului este păstrat pentru lucruri ieșite din comun. Ia foc un oraș, vin inundații, nu știu, oamenii dintr-un anumit cartier, nu știu ce, mor de foame. Și atunci se scot bani din fondul de rezervă al premierului, da? Dar nu din fondul de rezervă al premierului, pentru că Madame Scârț, steaua noastră căzătoare, ieri o zăream, nu, azi o zărim, nu. Că era pe când o s-a zărit, azi o vedem și nu, e vrea ea să facă la Câmpul Lung Mușcel, Bulevardul Pardon. Păi, bă, dar de ce nu-i dat, mă, lui Nicușor Dan? Adică Nicușor Dan, săracul, nu mai are niciun ban contra blocate și dau lui Lascone, dar de ce o fi intervenit? O fi plăcând lui Barna, de aia, că Barna cred că se uita când era el pe acolo, ce era pe acolo, când fura el de la fonduri europene, se uita cu familia, zice, bă, ce bă, Lascone, bă, masona Lascone. Deci, încă o dată, este un abuz. Iar ea se autodenunță, putea să tacă. O, am primit bani, că nu le știam. Deci, v-am zis, de-aia am zis. N-am nimic împotriva, dar mie mi se pare, deci mie mi se pare acel gen de femeie care te scoate din minți, pentru că e deplasată. Și păi, ăla la Câmpul Lung Mușcel, mai țineți minte cum făcea, v-am luat cheile și le ține la ea, le ține la ea și ce?
Din ăla, Elena Lasconi i-a scris și a scris și s-a scris cum era mai aia. Bună ziua, te iubesc. Da. Prostii, data asta ea l-a dat în gât pe Câțu. Pentru că Câțu a făcut un abuz, nu dai din fondul de rezervă încă o dată, decât dacă Câmpulung Mușchel ăla se dărâma. Sau că era ca la Pompei, venea un val de lavă și, nu știu, trebuia să se scoate de sub lavă. Lavă. Bun. Așa. Să vedem dacă sună asta. Ia cât e mai? Și 43. Bun. TVR și Ionuț Cristache. Aseară la TVR i-am spus lui Ionuț Cristache următorul lucru în direct. I-am zis, o să regretați toți cei din TVR guvernarea PSD. Cum adică? Pentru că PSD-știlor în ultimii ani le-a intrat frica noastră. Adică orice mic scandal la TVR, nu știu, cenzură, 2-3 care făceau greva foamei sau ședeau cu capul în jos sau o campanie de presă, mă țineți minte, Gabi Firea, orice executare, imediat ei, ăștia, guvernele de dreapta, că le cunosc, 96 și 2005, și doar în cot. În consecință, vor pune la TVR pe Dobrovolski. Am înțeles din surse că cel mai tare, că până la urmă a luat PNL-ul TVR la indicația lui Claus Iohannis, care vreau să se opună pe consiliera, fosta consilieră, poate pune și pe ăla de la SPV, că acolo trăgeau ei pe nas unde era, la, acolo, păi ea n-au luat-o. Da? Și una din misiunile ei este să-l dea afară pe Ionuț Cristache. De ce? Pentru că l-a scos din minți. După și puțin o să le pese. Și în 96, când a schimbat, când a venit aia Anca Muntean și zicea pusă de Emil, 7 ani voi, 7 ani noi. Ia uite. Ia. 22, 45. Hai, lasă-ne. 22, 45. Băi, nu se mai oprește. Stai-mă să scot ăsta, că dacă asta o să ne nebunească. Ia să văd aici cum se scoate. Cum se scoate, mă? Are ceva aici care... Aulă. Hai. Vai de mine, bă, dar plicticos sunt ăștia. Mă rog, 22:45. A trebuit să lungesc ăsta ca să poată să... Hai să o pun la 51 ca să nu mă sune acum. Până la 51. A zis, a cântat cucu și a zis în engleză. Bă, gata, opriți-te. Mă opresc. Bun. Și o să-l schimbe pentru că i-am zis și eu după emisiune, domnul, să-ți o dreacă, deci eu la ora actuală, dacă ultimul timp voiam la o televiziune de știri și la una, ce vrei, bă, la turcească, iraniană, v-am zis ceva de Iohannis, uitau tot pe pereți. Și că îl scotea din minți. Scotea din minți faptul că venea Dinescu și Dinescu era și mai rău, veneam și eu și atunci a zis nu. O pune pe, eu nu cred că o pune pe Dobrovolski, cred că pune unul politruc și pe ăla cu misiune clară să vină în prime time Dobrovolski. O, avea să vede. Dobrovolski era uimitoare. Nu dezmin ce am spus aseară, nu retrag. Unu, este, mă rog, era o moderatoare la B1. Am lucrat și eu cu ea. Nu, pe mine e de treabă. Este autoarea celei mai mari mizerii profesionale din istoria presei politice. Este aranjarea confruntării dintre Claus Iohannis și Victor Ponta. Nu o să mă... I-a dat întrebările lui Iohannis. Lăsa când voia... Știi că Iohannis avea, spunea, cum e afară? Și el în loc avea 3 minute. Afară e frumos? Afară e frumos. Pam, tăcea. Normal era ca ea, că era moderatoare. Moderatoarea, pauleu, da? Dar ea avea misiune de la Oancea. Dom'le, nu, trebuie să devină președinte, da? Și o femeie, o jurnalistă minimă de profesie jurnalist, spune, bă, nu fac. Lucruri în presă care nu se fac, bă, că nu vreau. Nu numai că le-a făcut, dar după asta s-a dus și a cerut un post lui ăla.
Băi, stai puțin, chiar dacă ăla îi propunea de consilier, bă, nu, m-a mai zis, spune, domnule, nu pot. Am avut și eu momente de astea când am... când era în opoziție, uite, bă, Emil Constantinescu, și imediat, cum a ajuns președinte, m-a invitat la o călătorie, o știu, în Portugalia, cred că era în decembrie. Și n-am vrut. Bă, domnule, nu. Am așteptat în opoziție, acum merg acum și în alaiuri. Așa și deci asta. După asta au trimis-o la Realitatea Plus, la WC-ul penelist. Că dincolo era încă Alexandrescu la WC-ul PSD. Adică WC-ul unde se tăiau bilete. Și tâmplu, era ceva groaznic. Era moderatoare seara și dacă cumva se venea pe acolo vreun PSD-ist, ea scria de dimineață, o să vină de seară un PSD-ist în puțit din ciumăruși. Păi asta era treabă de ziarist. Cum să spui? Bă, chiar dacă e așa, am avut pe Sorin Câmpeanu, am scris eu pe blog, poate să vină oricine, Barna și Câțu. Scriu eu pe blog, bă, vine de seară Câțu și Câțu e un porc. Cum să scrie așa? Era, făcea sâc-sâc. Și o să ia locul lui Cristache, vă imaginați ce va fi ea, când i-a luat lui Denis Rifai și scaunul și garderoba și rujul și ăla. Bă, nici măcar n-a modificat decorul, da? Și coborâi ratingul a făcut 0,004, 0,001, da? N-are, nu le are, n-are să facă, dar mă rog, poate să fie. Bun, și ca să închei, Nicolae Noica, ducându-mă la bibliotecă, Noica, domnul profesor, când te prinde, nu te mai zic, mi-a dat acest lucru, deci joi la Biblioteca Academiei, foarte interesant, se face la amfiteatru ăla, cum îi zice, mă, Elia de Rădulescu, o dezbatere de ce uităm ce am făcut clădire degradate despre, apropo de cutremur. Ce personalități, vin foarte multe nume, cheamă, nume chiar nume bune, da, Aurel Pop, noi ca, uite, Solomon de la prezidenție, Cechi Atela de la guvern, Nicușor Dan. Acum eu nu am mai zis doar de un profesor, domnul profesor, în fiecare an de 4 martie, toată lumea își amintește că n-am reparat, reabilitat clădirile, nu mai reabilitează nimeni. El mi-a zis o chestie foarte interesantă, ar trebui invitat. Dom'le, zice, ăștia vor să înceapă reabilitarea și acelor P plus 1, adică un etaj, două. Nu, trebuie să încep cu alea de la P5 în sus, că și după ce le termin pe ăla, le pot și pe astea. Bun, dar am prezentat asta, tot el mi-a dat această chestie trasă la Xeros, Dem Dobrescu, care a fost cel mai mare primar al capitalei, a scris în Gazeta Municipală 38-24 iulie, așa, o chestie extraordinară. La noi politicianismul ținea loc urbanismului. Orașele noastre au fost pur și simplu masacrate de interesele și de ignoranța politicianistă. Orașul românesc era, zice el, era 38 când venise Carol al Doilea. Era și după, un simplu instrument de partid și administrația comunală era un adevărat vespar politicianist, da? Piețele se desființau și se mutau cu o ușurință adorabilă după interesul politic al primarului. Felinarele unui primar, geniale, Dem Dobrescu, erau desființate de adversarul său și planul lui de sistematizare era distrus de urmași. Așa este, adică, păi acum, a venit unul și distruge tot. Bun. Foarte interesant acest articol. Mulțumesc, la revedere, am depășit, a cântat Cocoșul ca la... A, de 3 ori când va cânta Cocoșul. A.